Povestea a început anul trecut, în luna noiembrie, când într-o zi femeia a primit mesajul câștigător pe telefon. Atunci a fost convinsă de reprezentanții firmei că trebuie să depună bani într-un cont înainte de a primi cardul cu marele câștig. Mi-au zis, dacă vreți să vă opriți, la fiecare sumă pe care o depuneam, a fost o dată 12 milioane, deci 9 milioane, 12 milioane vechi, apoi 20 de milioane și încă 20 de milioane. Femeia nu a vrut să-i se facă publică identitatea, dar vorbește despre experiența sa pentru a-i convinge pe alții să nu mai creadă în țepe. Aveți grijă, nu răspundeți niciunui SMS-ul, nu faceți niciodată prostia care am făcut-o eu, pentru că veți pierde mulți bani câștigați cu muncă. Astăzi, victima înșelătoriei l-a văzut pentru prima dată și pe cel care a convins-o că a câștigat. Este un tânăr de numai 23 de ani din județul Prahova. Ai vreo vină? Ai înșelat-o pe femeia asta? Ai luat banii? Ai mai înșelat și pe alții? Polițiștii l-au reținut pe bărbat pe bază de ordonanță pentru 24 de ore. Suspectul a fost prins de către polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale chiar pe raza localității de domiciliu în județul Prahova. El a fost reținut pe timp de 24 de ore pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune. Târgu Jianca nu a recuperat banii pe care cu greu îi strânsese, dar este mulțumită că cel care a înșelat-o a ajuns pe mâinile poliției. Banii adunasem ca să fi fost banii cu care să fi terminat o casă pe care am început-o de vreo 10 ani și la care muncesc din greu cu soțul meu ca să o terminăm, și uite, asta e.